Slăvit să fie Domnul! Promisiuni din Isaia. De ce plângi și crezi că Domnul s-a ascuns cumva de tine? Ai uitat cât e de mare sfânta lui promisiune? Dumnezeul întărește pe cel slab și obosit, îi dă pace și odihnă și îl face fericit. Mucul ce mai arde încă niciodată nu-l va stinge, nici o trestie îndoită n-o zdrobește, nici n-o frânge. Cel ce se încrede în Domnul își va noi puterea, va zbura ca și un vultur, cel ce în el își are plăcerea. Căci așa vorbește Domnul, cel ce te-a întocmit, ești al meu, te chem pe nume, nu te teme de nimic. De-ar fi să treci chiar prin ape, ele nu te vor înneca. Niciun foc nu te va arde, eu voi stinge flacăra, pentru că tu ești iubit și ai preț în ochii mei. Te voi scoate din mari necazuri, din mâna celor răi. Cine va sta împotriva mea când eu lucrez cu înțelepciune? Și cine poate vreodată să mă întreacă în vreo minune? De aceea îți spun, nu te mai gândi la lucruri ce au fost înainte, că vreau să fac ceva nou și gata să se întâmple. Și tu vei vedea cum eu voi croi un drum în pustie și în locuri secetoase va țâșni o apă vie. Iată că ți ies înainte să faci dreptatea mea. Privirea mea cea blândă către tine voi îndrepta. Știu că suferi în tăcere și că ai sufletul mâhnit, dar te voi mângâia cum își mângâie o mamă un fiu rănit. Eu îți șterg păcatul ca pe un nor, ca pe o ceață, deci întoarce-te la mine chiar acum ca să ai viață. Eu merg înaintea ta ca să-ți netezesc cărarea și eu voi rupe mare zăvoare ca să știi că te iubesc. Îți voi da comori ascunse, te voi chema pe nume, ca să știi că eu sunt singurul Domn în astă lume. Eu am întocmit lumina și al nopții întuneric, eu îți dau prosperitate și un viitor feric. Te-am purtat pe umăr și vreau să te mai port, să-ți spun că ce-am spus că împlinesc, voi împlini. Poate o mamă să-și uite cândva al ei copil? Chiar de-ar face-o, să știi, eu nu te voi uita. Câtva timp te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu o dragoste fierbinte și voi fi cu toți ai tăi. Chiar de s-ar mutea vreun munte, dealurile de s-ar mișca, dragostea mea pentru tine nu se va clătina. Izgonește orice teamă, orice spaimă, orice groază, căci nu va fi aproape de tine întunericului armă. Orice planuri făurite împotriva ta, sub puterea ta vor cădea toate. Orice armă trimisă împotriva ta nascuns, nu va mai avea putere, căci va pieri într-un abis. Locuința mea e în ceruri, dar sunt și jos, cu cel smerit. Eu îl întăresc pe omul cel cu sufletul zdrobit, i-am văzut căile toate. Totuși vreau să-l mângâi, îi voi alina durerea, boala-i voi vindeca, îi voi pune pace în suflet, laud în gura sa. Și îi voi răspunde din ceruri atunci când mă va chema. Orice zi a suferinței se va sfârși pe veci. Toate aceste lucruri eu le voi grăbi. Îi voi da și o cunună, iar cenușa va dispare, căci va fi doar bucurie, fără vreo urmă de întristare. Noi ne bucurăm în Domnul, că în ceasul asfințirii El ne-a dat haina izbăvirii, mantaua mântuirii. Ne-a îmbrăcat ca pe o mireasă cu veșmânt strălucitor, pentru clipa revenirii, să ne pregătim de spor. Amin.